degrabă începe școala. Și aici pe bulevardul 13 septembrie au apărut mașini de poliție care staționează periculos și ilegal pe trotuar și încă cu motorul pornit. Am impresia că era cu geamul deschis. Și atunci de ce motorul e pornit? Dacă geamul e deschis, înseamnă că nu vă trebuie motorul pentru aer condiționat. Dar afară nici nu e foarte cald. Început de toamnă, de septembrie. Hai, plecați. Eu am voie să stau cu mașina pe trotuar? Da. N-am voie, dar dumneavoastră dacă sunteți polițiști? Deci dacă ai o speță, poți să stai cu mașina pe trotuar, am înțeles. Haideți, domne, ce vreți, chiar și poliția să respecte legile? Semnul care interzice oprirea și staționarea până la și după semn. Ei trebuia să-i emendeze și pe ăștia la alții care parcaseră ilegal. Observ că nici centura nu o puneți în mers. Nu e obligatorie pentru toată lumea, inclusiv șoferi, inclusiv pasageri. Ceva. Vă rog frumos să terminați cu filmarea. De ce nu purtați centură, domnul polițist? Vă întreb în următor, v-am deranjat? Vă rog eu frumos. Da, mă deranjați că încălcați legea. Încălcați legea. Și dați un exemplu prost altor pasageri și șoferi. Legea e obligatorie pentru toată lumea. Purtați centuri. De sigurat. Mă merg că nu mă bătu. L-am deranjat.